În scenariul săptămânilor perpetue, e posibil ca în unii ani ziua ispășirii să cadă a șasea zi din săptămână, ceea ce va face ca ziua ispășirii să fie ziua pregătirii. E posibil așa ceva? Să vedem dacă Scriptura acceptă acest scenariu. Levitic 23 cu 27. În ziua 10-a a acesteia șaptea luni va fi ziua ispășirii. Atunci să aveți o adunare sfântă, să vă smeriți sufletele și să aduceți lui Yahuwah jertfe mistuite de foc. Să nu faceți nicio lucrare în ziua aceea, căci este ziua ispășirii, când trebuie făcută ispășire pentru voi înaintea lui Yahuwah, Eloahul vostru. Oricine nu se va smeri în ziua aceea va fi nimicit din poporul lui. Pe oricine va face în ziua aceea vreo lucrare oarecare, îl voi nimici din mijlocul poporului lui. Exodul 16 cu 23. Și Moise le-a zis: Yahuwah a poruncit așa: Mâine este ziua de odihnă, șabatul închinat lui Yahuwah. Coaceți ce aveți de copt, fierbeți ce aveți de fiert și păstrați până a doua zi dimineață tot ce va mai rămâne. Exodul 31 cu 14. Să țineți șabatul, că cel va fi pentru voi ceva sfânt. Cine îl va călca, va fi pedepsit cu moartea. Cine va face vreo lucrare în ziua aceasta, va fi nimicit din mijlocul poporului său. Să lucrezi 6 zile, dar a șaptea este șabatul, ziua de odihnă închinată lui Yahuwah. Cine va face vreo lucrare în ziua șabatului va fi pedepsit cu moartea. Este imposibil ca ziua ispășirii să cadă în ziua a șasea săptămânii. Ziua ispășirii nu poate deveni ziua pregătirii pentru șabatul zilei a șaptea. Dacă șabatul săptămânal nu poate cădea pe data de 11 a lunii a șaptea, atunci nu poate cădea nici în 4, 18, 25 a acestei luni. Șabat săptămânal în 10 a lunii a șaptea? În primul rând, în 10 a lunii a șaptea nu ai voie nici să mănânci, e ziua ispășirii anuale. Dar să presupunem că se poate ca ziua 10 a lunii a șaptea să fie șabat săptămânal, ceea ce face ca și 3, 10, 17, 24 a acestei luni să fie șabate. Dar 17 a lunii a șaptea nu e șabat săptămânal, că Biblia spune că 15 și 22 e zi de odihnă în Leviticul 23 cu 39. Același lucru e valabil și cu data de 7 a lunii a 7-a. Dacă ar fi șabat săptămânal, atunci și 14, 21, 28 este șabat, ceea ce Scriptura nu confirmă că șabatul Bibliei este în 15 și 22. Levitic 23 cu 39. Data de 6 a lunii a 7-a, dacă ar fi șabat săptămânal, atunci și 13, 20 și 27 este șabat, ceea ce Scriptura nu confirmă, că șabatul Bibliei este în 15 și 22, Leviticul 23 cu 39. Data de 5 a acestei luni a 7-a, dacă ar fi șabatul săptămânal, atunci și 12, 19, 26 a lunii a 7 este șabat, ceea ce Scriptura nu confirmă, că șabatul Bibliei este în 15 și 22, Leviticul 23 cu 39. Data de 4 a lunii a 7, dacă ar fi șabat săptămânal, atunci și 11, 18, 25 a lunii a 7 este șabat, ceea ce Scriptura nu confirmă, că șabatul Bibliei este în 15 și 22, Leviticul 23 cu 39. Și am văzut că în 11 a lunii a 7 nu poate fi șabat săptămânal. Data de 3 a lunii a 7-a, dacă ar fi șabat săptămânal, atunci și 10, 17, 24 a lunii a 7-a este șabat, ceea ce Scriptura nu confirmă, că șabatul biblic
este în 15 și 22, Leviticul 23 cu 39. Data de 2 a lunii a 7-a, dacă ar fi șabat săptămânal, atunci și 9, 16, 23 a lunii a 7-a este șabat, ceea ce Scriptura nu confirmă, că șabatul Bibliei este în 15 și în 22, Leviticul 23 cu 39. Data de 1 a lunii a 7-a, dacă e ziua lunii noi și dă statul săptămânilor, atunci în 8, 15, 22 și 29 a lunii a 7-a este șabat, ceea ce Scriptura confirmă. Întâia lunii a 7-a nu poate fi șabat săptămânal după Ezechiel 4, 6 cu 1 și Isaia 66 cu 23. Ziua lunii noi nu se poate suprapune peste zilele din săptămână, nici de lucru, nici de șabat săptămânal. Dar cu întâi luna a 7-a ca zi de lună nouă, după care încep săptămânile fixe în luna lunară, confirmă Scriptura. Întâi luna a 7-a este și sărbătoarea trâmbițelor. Luna a 7-a este una din lunile care demonstrează șabate săptămânale fixe în luna lunară, ca și sărbătorile anuale mari.